O angajată a Direcției pentru Protecția Copilului Hunedoara este acuzată că și-ar fi falsificat un document prin care dovedea că este absolvent al unei universități de prestigiu din țară. În prezent, femeia nu mai este angajată a DGASPC Hunedoara, conducerea instituției luând decizia de a-i înceta contractul de muncă încă din anul 2019. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au cerut instanței trimiterea în judecată a funcționarei pentru infracțiune de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, proces ce se află în prezent pe rol. Persoana în cauză nu mai este angajată a direcției din anul 2019, dată de la care s-a făcut și sesizarea organelor de cercetare penală. Tot la aceeași dată, direcția a dispus încetarea raportului de muncă a acesteia în cadrul direcției. Precizăm că la momentul ocupării funcției, angajata a depus la dosar o adeverință emisă de instituția de învățământ superior și ulterior, pentru actualizarea dosarului profesional, i s-a solicitat depunerea diplomei de licență. Ulterior am solicitat un punct de vedere la instituția de învățământ superior, care a comunicat faptul că acele documente nu sunt emise de către instituția de învățământ.